Revoluționarii din Timiș s-au întâlnit cu liderii politici ai opoziției. S-a discutat despre revendicările protestatarilor din Timișoara în cele 115 zile consecutive de proteste. Revoluționarii contestă legea 283 din 2010, care spune că în anul 2012, cuantumul brut al salariilor de bază se va menține la același nivel cu cel care se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011. Revoluționarii din Timiș mai cer demisia președintelui Băsescu și a guvernului ungureanu. Sunt puncte care pot deveni lege, puncte care vizează administrația, deci cazierul profesional, dar sunt puncte care vizează revizuirea Constituției. Pentru aceste puncte care vizează revizuirea Constituției s-a stabilit un cadru de dezbateri la nivel național. De am spus de domnul Andon de la PC, de domnul Stroie de la... Deci am cerut trei parteneri de dialog credibil din partea fiecărui partid. A fost lansată cea de-a treia proclamație de la Timișoara, care aparține Comitetului de Inițiativă și s-a lansat Platforma pentru România. În primul rând, trebuie rediscutată legea recunoștinței din multe puncte de vedere. Sunt oameni care, în momentul când li se ia acest drept câștigat și nu risc să fiu, cum să spun eu, patetic, zicând sânge, nu mai au un loc de muncă. Iar, pe de altă parte, există ideea responsabilității clasei politice față de cetățeni. Sigur că formula găsită poate nu este încă stabilă, dar ideea de a răspunde în fața cetățenilor, sub o formă mult mai consistentă decât până acum, e o idee bună. În urma discuțiilor de astăzi, primul fapt este faptul că strada e unită și că organizațiile de revoluționari sunt cele care și-au dat mâna și-au făcut front comun și au înțeles nevoia ca aceste revendicări să aibă o singură voce, să aibă o singură platformă, platformă care, datorită acestei inițiative timișorene, va fi aceeași la nivelul țării. E o platformă care se negociază la București, acum în Parlamentul României, cu reprezentanții USL și care va avea o singură formulă de adresare și un singur set de revendicări. Lucrul ăsta este foarte important. Nu am decis, eu am fost invitată de grupul de protestatari să moderez această întâlnire pentru un motiv foarte simplu. Eu personal și ziarul nostru, Ziua de Vest, am fost absolut în fiecare zi în Piața Operei. Eu personal nu în fiecare zi, dar ziarul în fiecare zi. Încrederea lor în noi, pentru că îi respectăm și pentru că mi se pare că este o lașitate în aceste momente să stai deoparte când trăim momente istorice, sunt istorice ca și cele din 89. Dacă în 89 lucrurile s-au dinamizat la un moment dat printr-o mulțime mare de oameni, acum ele se dinamizează prin calitatea unor grupuri mai mici de oameni, dar foarte bine pregătite. O mare parte din punctele din manifest au șanse mari să devină proiecte de lege.